Și bine ne-am regăsit la un nou vlog. Suntem la iepuri, fiindcă aici am făcut câteva schimbări. Am mutat cușca lui Ardiles, așa o să-l cheme. Iepuriul capitic, cap de leu. Iepuriul pitic, cap de leu. Aici va sta el. Aici sunt femeia la cap de leu, albă, și viitorul meu iepuroi. Aici este iepuroiul mare. Aseară a avut lucrare. Facem și rime. A avut de montat două iepuroice. Le-am scos de la el că nu mai stăteau și au început să le bată. Pe semne le-a montat. Aici jos le-am pus cele două străine. Una seamănă cu iepuroiul. N-a fătat iepuroiul cap de leu. Cred că a avut o balon, are ceva, și a crezut că va făta și a smuls puful și nu era nimic. Astea sunt noile iepuroice pe care domnul iepuroi le-a montat. Turturele răzătoare. Aici sus a mutat femela, cap de leu. În cușca lor, că pentru ele am făcut doar cușca. Așa. Acolo mai am o pereche de voiajuri de împerecheat, ultima, și voi muta și iepure calbă la locul ei. Aici sunt galbena cu pui. Aici alba californiană cu puișorii ei. Aici maronia, alba cu restul de pui, și cam atât aici. Un amol și iarăși de data aceasta. Uitați noul rățoi ciocolatiu. Rața Isabel. Rața bălțată pe albastru. Rața cea nouă neagră și ciocolatia lângă. Acolo avem rața albastră nouă, rața ciocolatie, rățoiul nou albastru pe care îl voi da. Uitați noua ciocolatie, rățuiul ciocolatiu, albastrul pe care îl voi opri. Eu l-am luat drept rață, dar de fapt este un rățoi. Cu atât mai bine că este un albastru deschis. Pe cel închis îl voi da. Și acel sidef îl voi opri. Rățuiul vechi negru, rața mea veche neagră. Și acolo avem rațele noi ciocolatii. Vanu. E una ciocolatie neagră și ciocolatie și neagră mea. Cred că a fost călcată de rațoi. De așa murdară pe spate.
Haide și pe la porumbii. Ce am apuit eu pe aici? Păi, am făcut puțină ordine. Am așa. Perechea de căpăciți, masculul pe roșu și femeia semi-neagră, o dată, la voltați. Perechea de voltați moțați, alba cu coada albastră și bălțatul pe marmurat, au făcut un nou. Moțatul bălțat pe albastru cu bălțata pe roșu, albii încălțați, perechea mea de albi veche, bălțatul pe gut cu maronia, perechea matură de capucini, noua pereche de capucini formată maronia de aici, cu s-a luat cu bobatul pe negru, roșul și cuca voiajurii stil vechi, așa. Cucii standard pe care îi voi lăsa să fac o serie de pui aici, încât să nu se mai ia cu fost el, să nu se ia cu fosta lui pereche, fiindcă și am și acolo destule noutăți. Perechea, o pereche de voiajuri albaștri și mai am încă o pereche de voiajuri acolo, unde v-am zis, la iepuri, l-am perecheat. Așa, și perechea de voltați vineți, care au un pui. Masculul e pe pui. Un pic. O se vede, puiul a crescut, e măricel, va da și el ca și părinții lui. Mai am puiul căpăcit pe trestiu sau argintiu. Vedem cum s-o face. Căpăcitul pe galben cu bălțata pe albastru, părinții puiului. Și cam acestea sunt perechile în această volieră. Azi mă apuc să le fac curat. Le-am făcut curat la standard acolo. Și acolo am câteva noutăți de sezon, să le zicem așa. Tot îmi vine un porumbel voiajor, nu știu exact dacă e albastru sau solzat. Îl văd că se așeza mereu pe garaj dimineața asta. Acum nu știu ce și cum. Deci perechea de solzați s-au luat ca pereche, roșii se pregătesc de ouă, albaștrii se pregătesc de ouă acolo, arată superbi împreună. Am adus aici capucinul roșu, fiindcă el era pereche cu maronia, din moment ce sunt frați, am zis să îi separ. Într-un fel îmi pare rău că am dat acea femelă bubată. Pentru că nu erau două femele, se pare că una dintre femele era mascul. Americanii albi se pregătesc de ouă, trag la cuib. Bălțata pe albastru cu albul și ei se pregătesc de pui în cuibul lor. Cuca cu cucul
trebuie să facă ouă cât de curând, adică să te ori în seara asta, ori mâine, fiindcă femeia are ouă în ea. Americanii negri. Cum se vede, puțin murdar pământ. Au două ouă. Data asta nu le-am mai spart, fiindcă am dat al doilea rând de scândură jos. A, bobații și ei se pregătesc de ouă, deci în vreo două săptămâni așa, cam toate perechile vor avea ouă. Aici avem căinușele pitice și rățoiul indian. S-ar putea să, cred că voi da rățoi CDF-ul și cu albastrul la schimb pe o rață indiană. Acum cine are poate să-mi lase mesaj. Deci avem așa cele două puici scoase la mine, golașa prima serie, asta mică se va face bobată, se vede din coadă, pe maro sau pe negru, nu știu exact. A doua serie, noile achiziții cocoșelul golaș, puica aceasta, nu știu, tot un fel de bobat, puicile acestea două bobate. Le-am pus nisip. Cam aceasta este matca, 10 puici și cei 3 cocoșei. Uitați. Ciocolatiu, Izabela, masculin Izabel, o pechi de albaștri și două femei ciocolatii la apă. Aici sunt crețele, noua femelă creață. Rața nouă moțată albă, rața stil sălbatic moțată și rățoiul bălțat pe stil sălbatic nou. Singura nemoțată e metisul saxon, dar am apuit-o că este pe galben și rații românești pe galben mai rare. Acestea sunt noutățile pe săptămâna aceasta, oricum vor mai fi, voi mai face încă două achiziții, nu la fel de mari cum au fost cele de weekend, pe cum găinile pitice, rațele. Dar cum mă știți, nu dau din casă. Vă las pe voi să vedeți la momentul oportun. Bun, și pentru că am văzut că v-a plăcut data trecută, facem din nou un Q&A. La acest blog vă rog să lăsați comentarii cu întrebări pertinente, să le spunem așa. Adică, la fel cum au fost cele data trecută, au fost întrebări super ok. În așa fel încât să vă
cum să zic, să aflați ce am eu de gând, să vă lămuriți. Uitați, unul dintre iepurași a ieșit gri, exact ca și iepuriul, dar ceva mult mai deschis. Dacă este iepurai, că o să-l opresc și pe el. Bun, acestea fiind spuse, vă aștept cu întrebările în rubrica de comentarii și, ca întotdeauna, vă întâmpene.